Așa. Deci, a e minus epsilon cuprinsă de minus 2 și 2. Ori asta se traduce așa, modul de a n. Nu epsilon să scade eu. El. Ori asta. Păi, 2 minus epsilon, vezi? Că m-am dus înapoi. 2 minus epsilon și 2 plus epsilon. Așa trebuie să vedem. Am pus ochelare, am văzut. Și acum noi scădem aici pe cine? 2 minus epsilon. Trebuie să scădem pe 2. Din ambii membri. Pe 2 și în stânga, peste tot, da? Și vine aien minus... minus 2. Aien minus 2. Aien minus 2 cuprins între minus epsilon și respectiv epsilon. Da? Așa vine. Cuprins între minus epsilon și epsilon. Adică ar însemna că aien minus 2 în modul mai mic ca epsilon. Asta așa se traduce. Faptul că un număr cuprins între minus epsilon și epsilon, așa se traduce. Deci ai înțeles acum care e șmecheria. Și atunci eu a concentrat, o spune așa, în loc să spune că ai termenii sunt în vecinătate, vecinătatea centrată, zice a n minus limita, în cazul nostru 2, mai mic decât epsilon. Deci, să încercăm să înțelegem încă o dată. Un șir este convergent la un număr L, dacă și mai dacă. Pentru orice epsilon mai mare ca 0, există un rang. Rangul ăsta depinde de epsilon, că dacă epsilon mai mare sau mai mic, vecinătatea se strânge. Sau se mărește, da? Depinde de epsilon. Deci rangul depinde de el, de epsilon. Așa că pentru n, de acolo înainte, pentru n de la rangul acela înainte, toți termenii șirului sunt cuprinși în vecinătate. Adică el minus l mai mic decât epsilon. Și concret, pe modelul nostru, să ne apucăm de treabă. Deci, acest șir aien tinde la 2. Așa. Dacă și numai dacă. Pentru orice epsilon mai mare ca 0, există un n de epsilon, așa încât pentru n mai mare decât, așa încât oricare ar fi n ce depășește acest n de epsilon, să avem modul de aien minus 2 mai mic decât epsilon, da? E 2 la noi. Acum, ieșițul ăsta a fost mai uricios un pic, mai dificil. Eu m-aș lua din alt șir ca să facem antrenament și până să vezi tu mai departe. Deci e vorba de să iau șirul aien egal cu 3n plus 1 supra n plus minus 2, aien minus 2. Și pleci de la modul de aien minus... E la 3 trebuie să limita asta, să vede că e 3, nu? Deci vom arăta că aien tinde la 3. Dacă și numai dacă modul, plecând la modul de aien minus 3, mai mic ca epsilon. Și ce înseamnă echivalent cu modul din? 3n plus 1. Da, 3n plus 1. 3n plus 6. Da. N minus 2, nu? Supra N minus 2. Dar nu să ceva ceva. E dus de dată. Minus. 3N plus 6. 3N plus 6. Totul supra N minus 2. Așa, mai mic ca epsilon. Hai, te rog să lucrez un pic. Modulul ăsta, modul din numărător pe modul din numitor. 3 cu 3 se reduce. Păi
intestinal has a potential to be super positive. Epsilon. Deci, cât ți-a dat? 7. Nu știu dacă e bine că am uitat. Deci ai... Am explicitat modulul. Așa. N-ul al meu mai mare decât. Adică nu știam sigur dacă o secundă. 7 supra un modul de n minus 2. Rămâne n minus 2. Da. 7 supra n minus 2 mai mic decât epsilon. Și adică... Nu. Zicem așa. Duci pe n minus 2 sus. Și îl duci pe epsilon de desubt. Dă-mi, te rog. Deci la ce am ajuns? Deci, în momentul ăsta, noi căutăm să-l găsesc pe n, ca o expresie în epsilon. Da? Deci vine așa. 7 supra epsilon, da? 7 supra epsilon, mai mic decât n minus 2. Adică am prosumez o prosie extremă. Da. Deci pe epsilon, bără, tot sus și n minus 2.
echivalent, va spune că n mai mare, e mai mare decât 7 pe epsilon plus 2. Ceea ce am însemnat echivalent cu n mai mare decât 7 plus 2 epsilon supra epsilon, da? N mai mare decât 7 plus 2 epsilon supra epsilon. Și iată că am ajuns orice n mai mare decât n decât o expresie în epsilon. Deci notăm n de epsilon egal cu partea întreagă a expresiei astea. Partea întreagă a lui 7 plus 2 pe epsilon supra epsilon plus 1, ca să fim siguri de faptul că am făcut prin partea întreagă a făcut o rotunjire. Dar urmează acum să adăugăm 1 ca să fim siguri că pentru acești el se întâmplă chestia asta. Uite, vreau pentru tine și pentru prietenii noștri care ne urmăresc, vreau să fie înțeleasă definiția asta în intimitatea ei, așa. De aceea, o să fixăm pentru epsilon, hai să zicem, pentru epsilon egal cu 1 pe 10, atunci rezultă că n de epsilon, n de epsilon, arată astfel. Partea întreagă a lui 7 plus, da? 7 da. Plus 2 pe 1 pe 5. 1 pe 5, da. Supra 1 pe 10. Așa vine? Da. Plus 1. Și egal mai departe, nu-i bine, nu-i de epsilon, nu de 1 pe 10, ca să fie și mai bine. 1 pe 10, că s-a fost epsilon. Deci, n egal mai departe cu partea întreagă a lui 35 cu 1, 36 pe 5, totul supra 1 pe 10, plus 1, și egal cu partea întreagă a lui 35 pe 5, ori 10 pe 36, da. 36 pe 5 ori 10 pe 1 plus 1. Simplificăm 2 și face 36. Partea întreagă a lui 36 ori 2, adică 72. 72 plus 1. Adică egal cu partea întreagă a lui 72, 72. Plus 1 fac 73. Deci, pentru el mai mare decât 73, ordinul este de la al 74-lea încolo. Deci, ai indice 74, 75, 76, mai departe, toți sunt mai sunt în vecinătatea de aceea. Adică, dacă facem modul de AN minus, minus 3, îmi dă mai mic decât 1 pe 10. Hai să ne convingem. Noi am avut ce șir? Șirul pe care l-am avut a fost 3n plus 1 supra n minus 2. AN era egal 3n plus 1 supra n minus 2. Pentru epsilon egal cu 1 pe 10 a rezultat că n de 1 pe 10 este 73, da? Da. Bun. Asta înseamnă că pentru n mai mare decât 73, deci, oricare ar fi n mai mare decât 73, se rezulte că modul de AN minus 3 e mai mic decât 1 pe 10. Adică să luăm pentru n egal cu 74, da? Atunci, ai indice 74 egal cu al 74-lea, locuim pe el cu 3 cu 74. Deci va avea ce? 3 ori 74 plus 1, plus 1 supra 72 egal mai departe cu 222. 223 deodată, zicem. Supra 72. Și trebuie să dovedesc eu că modul din
74 modul din A indice 74 minus 3 e mai mic decât 1 pe 10, da? Echivalent cu modul din 223 supra 72 minus 3 mai mic decât 1 pe 10 echivalent cu da. Modul din 223 minus 3 ori 2, 6. 216. 200 cât? 16. 16. 3 ori 3, 6. 72. Mai mic decât 1 pe 10, echivalent cu? 9 pe 72. Modul din 9 pe 72. Modul din 9 pe 72. Mai mic decât 1 pe 10. E de parcă aș spune echivalent cu? 8. Pot simplific totul printr-un 9. Și vine 1 supra 8, mai mic decât 1 pe 10. Parcă ar zice 1 pe 10, ca și cum aș spune? 1 pe 10 e mai mare decât. 1 pe 10 e mai mare decât, așa? Adică 8 mai mare decât cine? 8 mai mare decât 10. E falsă, să da? Adică n-am calculat bine rangul. Nu de la 74-lea. Să luăm pe al 75-lea, 76. Am cam făcut greșit pe aici undeva. E de epsilon, mi-a dat 7 plus 2 epsilon pe 3 epsilon plus 1, așa am zis, da? Și cu epsilon n-am luat 1 pe 10, trebuie să fie bine. Vine 7 plus 2, 1 pe 10, adică 1 pe 5, 35 cu 1, 36, supra 1 pe 10, și vine 35 pe 5, 36 pe 5, ori 10 pe 1, deci face aici cât 2, 72, modul din 72 e 72, plus 1, 73. Și noi am zis cu al 74-lea începând. Nu l-am calculat bine aici. 3 ori cât am zis? 3 ori 74. Da. Plus 1. Supra 74 minus 1, 72. 3 ori 4, 12. 3 ori 7, 21. 22. 222. Și cu 1, 223. Pe 72. Ăsta era 74-lea. Minus 3. Că limita e 3, da? Da. A n al minus 3 să fie mai mic decât 1 pe 10. Și am înlocuit 223 pe 72. Minus 3. Mai mic decât 1 pe 10. 223 minus 3 ori 2, 6, 3 ori 7, 21, 216 pe 72 și face 9, 6 din 13. Nu. Păi nu-i bine acolo. 7. Da. Nu? 6 din 13, 7. 7 supra 72, mai mic decât 1 pe 10. Adică modulul pică, că e pozitiv. 7 pe 72. Mai mic decât 1 pe 10. E de parcă aș spune că 70 e mai mic decât 72. Da. Adevărat. Deci, al cât era? Al 74-lea termen satisface. Al 75-lea fost. Al 76-lea satisface. 78 satisface. Și mai departe. Toți de la 74-lea încolo. Dar dacă viu cu ăștia din față, vreau la loc 70 sau 72. 71, 72. Toți de până la 73 nu mai satisfac. Ăștia rămân în afară.
în afara vecinătății acelea. Deci, vezi, pentru un epsilon stabilit, cum am luat noi 1 pe 10, am găsit un rang. Rangul care este 73, începând de la care, de acolo înainte, toți termenii sunt în vecinătate. Deci toți termenii satisfac inegalitatea aceea. Modul de AN minus L mai mic decât epsilon. Dacă îl schimb pe epsilon, 1 pe 100. Deci dacă vreau pe epsilon, am, să zic, 1 pe 100, vecinătatea e mai mică, rangul L de epsilon va fi mult mai mare. Să vedem cât va fi atunci. Deci pentru epsilon egal cu 1 pe 100, N de epsilon, N de epsilon, scrieți-mi, pentru epsilon egal cu 1 pe 100, N de epsilon va fi egal cu 7 plus 2 pe 100, adică 1 pe 50, supra 1 pe 100, plus 1, nu? Partea întreagă, parte este. Partea întreagă, plus 1. Și face egal mai departe cu 7 5, 35. Da. Hai să lăsăm, era mai bine să las 2 pe 100. Știi de ce 2 pe 100? Da. Pentru că am 100 jos, simtifii, da? Da. Și ar vine cât 700 și cu 2, 702. Da, 702, plus 1. 703. Deci ordinul începând de la care începe să fie treaba adevărată e de la 703 încolo. 704, 705. Dar toți cei 702 rămân în afară de ăștia din față. Deci cu cât epsilon e mai mic, cu atât rangul începând la care ei sunt în vecinătate e mai mare. Rămân totdeauna din ce în ce mai mulți, dar un număr finit, că e număr. 700 au rămas afară. Data trecută când nu au rămas? 73 parcă au rămas, când la 74 le-am acolo. De aceea definiția spune așa, un și la N, și la N, dacă, pentru orice N mai mare, există un rang, N de Epsilon. Rangul acela, N de Epsilon, care l-am găsit aici, expresia asta, asta o căutăm. 7 plus 2 Epsilon supra Epsilon plus 1. Ăsta trebuie găsit. Și dacă vrei să te convingi tu, dai niște valori lui Epsilon și vei găsi tot timpul concret un rang de la care termenii sunt în vecinătate. Adică satisfac inegalitatea aceea. Ia să vedem acum să ne toarce la ghiștul tău, că nu am făcut decât pregătire. Da? Pregătirea pentru ghiștul acela. Ți-ar spune acela pare un pic mai dificil. Ce spune acolo? Spune și să arătăm și roaia asta are limita 2. Folosim criteriul de convergență cu epsilon. Partea practică, ai văzut cum este. Plecăm de la modul de AN minus L, mai mic decât epsilon, și prelucrăm inegalitatea aceea. Eu ce am făcut acum a fost doar să te fac să înțelegi pe tine și pe toți privitorii, pe toți vizitatorii noștri, să te faci să înțelegeți de ce plecăm de acolo, care e motivul, de ce alergăm după definiție, după el de epsilon. Asta este, vă spuneam, pentru început, când se fac primele noțiuni de limite, profesorul ar trebui să insiste foarte mult ce înseamnă vecinătăți, a unui pom, vecinătăți centrate și vecinătatea aceea o modifică cu epsilon ăsta. Da? Ăsta este motivul. Deci, o să zic, spunem și noi. Și la el tinde la 2, dacă și numai dacă, oricare ar fi un epsilon mai mare ca 0, și ai văzut și modelul epsilon s-a luat, 1 pe 10, 1 pe 100, da? Indiferent la ce epsilon pozitiv te oprești, să rezulte că există N de epsilon. Asta e povestea noastră. N de epsilon, așa încât... Orice ar fi N mai mare decât ăsta.
acest rang, oricare ar fi N peste acest ordin, peste N de epsilon, modul de IM minus 2 la noi, nu? Da. Să fie mai mic ca epsilon. Și înlocuim A. Deci, pleacă modul din. Modul din 2N pătrat plus 3N minus 2N pătrat minus 8N. Minus 2 am și alt acum, așa nu da? 2N pătrat minus 8N. Minus 2. Totul supra. N pătrat plus 4N plus 1. Mai mic decât epsilon. Mai mic decât epsilon. Rămâne minus 5N minus 2. Minus da. N pătrat plus 2. Minus 5N. Minus 5N minus 2. Supra n pătrat plus 4n plus 1. În modul da. Mai mic ca epsilon echivalent cu modulul din numărător pe modul din numitor, nu? Da. Deci în modul din minus 5n minus 2 supra modul din n pătrat plus 4n plus 1 mai mic ca epsilon echivalent cu modulul, aici putem scoate un minus, minus, nu ține cont de semn și îl transform în pozitiv, nu? Știm da. Bine? Și atunci vine 5n, 5n plus 2 supra n pătrat plus 4n plus 1 mai mic ca epsilon. Și aici înseamnă echivalent cu am modulul de jos și el e pozitiv. Da. Rămâne așa. Deci dacă ar fi negativ, îi schimbăm semnul, dacă e pozitiv, rămâne așa. Și atunci duc pe epsilon în stânga și ar fi echivalent cu 5n plus 2 minus epsilon pe lângă și altul cu aceeași metodă, da? Totul supra n pătrat plus 4n plus 1 mai mic ca epsilon, ceea ce ar însemna echivalent ai, eu nu înțeleg dacă l-am dus pe epsilon dincolo. Aia nu, mai mic egal decât 0. Nu, gata. Azi dai seama că sunt. Da. Prind. Bun. Și organizăm această ecuație în, au, în ecuație gradul 2. Ca o fracție, dar numitorul totdeauna e pozitiv aici. Că dacă înlocuiești orice nu natural, la pătrat plus nu știu ce, deci ăsta e mai mare ca 0. Și atunci, când la împărțire am negativ? Când ăsta de sus e negativ. Deci asta e echivalent. Poate spune că 5n plus 2 minus n pătrat epsilon minus 4n epsilon minus epsilon mai mic ca 0. Ce înseamnă mai echivalent? Hai să ordonăm după puterile lui N. N pătrat epsilon. Și mulțim cu minus 1 atunci, da? Sau zici minus, minus N pătrat, hai să luăm, minus N pătrat epsilon. Minus 4. N hai să dăm pe N în factor. Minus N pe lângă 4 epsilon minus 5. E bine? Da. Minus 5. Am scos minus pe față, da? Minus 5. Minus epsilon plus 2. Mai mic ca 0. Echivalent cu, mulțim cu minus 1. Și vine n pătrat. N pătrat epsilon. Plus n pe lângă 4 epsilon minus 5. Plus epsilon minus 2, mai mare ca 0. Și avem o inecuație de gradul 2. Cum se rezolvă inecuație de gradul 2? Atașăm ecuația, găsim rădăcini și facem tabelul de variația semnului, da? Deci eu să spun, n pătrat epsilon plus n pe lângă 4 epsilon minus 5 plus epsilon minus 2 egal cu 0. De unde rezultă că? Delta. N1, 2, hai să luăm. N1, 2 este egal cu minus B. 4 epsilon plus deci vine minus 4 epsilon plus 5, da? Minus 4 epsilon
plus 5 plus sau minus radical din b pătrat 4 epsilon minus 5 la a doua 4 epsilon minus 5 totul la a doua minus 4 a 4 a, adică 4 epsilon ori epsilon minus 2 epsilon minus 2 supra 2a supra 2 epsilon și egal cu minus 4 epsilon plus 5 plus sau minus radical din îți facem acolo, de acolo 16 epsilon minus 16 epsilon pătrat da, epsilon pătrat 45, 8 ori 5, 40 da. Epsilon plus 25 minus 4 epsilon pătrat 4 epsilon pătrat plus 8 epsilon plus 8 epsilon totul supra 2 epsilon și egal cu minus 4 epsilon plus 5 plus sau minus 5 nu, plus 5 plus este 5 minus plus radical din 16 epsilon cu minus 4 epsilon va fi 2 epsilon 12 epsilon pătrat minus 40 plus 8 epsilon va fi minus 32 epsilon da, și plus 25 nu? Da. Totul supra 2 epsilon deci sunt două valori, nu 1 și nu 2, da? Da. Și când facem tabelul de variație a semnului zicem n de la 0 la plus infinit nu poți să spun la minus infinit la plus infinit da. Că sunt numere naturale. Ia să vedem dacă pe N1 și N2 pe amândoi le trec, pe amândouă valori le trec. Da. Eu am spus totuși minus infinit. Ca să văd cum stabilim semnul, să fie clar pentru toată lumea. Ăla cu N1 cu mai minus, e mai în stânga. Da. Și ăla va fi cu plus după el, da? Deci va veni N1 și N2. Ăla cu minus. Da. 0 și 0 între asta. Semnul lui A între... Sigur că da. Adică minus. Deci semnul contrar lui A. Da. A lui epsilon. Da. Dar epsilon era pozitiv. Deci voi pune minus și în afară plus. 0 pe aici undeva este. Da. Și pe mine nu mă interesează zona asta. Și mă interesează semnul de la 0 început. Da. Și cum trebuie să fie în ecuația asta? Mai mare ca 0, atunci la N2 la plus infinit. Deci pentru N, pentru N, care aparține de la N2 la plus infinit. Adică pentru N mai mare decât N2. Da? Da. N mai mare decât N2. Dar N2 cine este? Egal mai departe. Cu expresia minus 4 epsilon plus 5 minus 4 epsilon plus 5 plus radical din 12 epsilon pătrat minus 32 epsilon plus 25 supra 2 epsilon și iată că am ajuns la un N2 de epsilon și apare N mai mare decât asta. Deci asta este tocmai N de epsilon. Deci N de epsilon este expresia asta. Dar nu-i corect să o iau așa, trebuie să iau partea întreagă. Da. Deci N de epsilon este partea întreagă a lui minus 4 epsilon plus 5 plus, plus minus, mai a, plus, da. Plus radical din 12 epsilon plus 25 totul supra 2 epsilon. Da? Partea întreagă plus 1. Deci noi de epsilon este partea întreagă expresie și este plus 1. Și am găsit până de epsilon. Eu sunt nebunit să-l găsesc până de epsilon. Deci toată povestea era să arăt că există un de epsilon, așa încât pentru nu mai mare decât de epsilon să avem modul de AN minus așa mai mare modul de AN minus L mai mic decât epsilon acela.
Da, să vedem altceva. Să se calculeze, formula termenului general, monotonia, mărginea și limita. Deci ai un șir. Este dat x1 egal cu minus 2. Printr-o referență, bănuiesc. Da, da, da. Și asta n-am, nu, n-am. Deci zicem, șirul AIN este dat așa. Două puncte. Nu, deci avem x1 egal cu... A, șirul XL. Atunci. Da, XL. X1 egal cu... Minus 2. Da. Minus și 2? Da. Și? Și x indice n egal cu 2 supra 11. Ori x indice n minus 1. Ori x indice n minus 1. Plus 3 pe 7. Plus 3 pe 7. 7. Deci avem monotonie, formula termenului general, mărginile și limita. Ce propui tu acolo să facem? Deci xn se obține din cel din fața sa din xn minus 1, mulțit cu 2 pe 17, plus 3 pe 2 pe 11 plus 3 pe 7. Da. Dacă n-aș fi avut pe 3 pe 7, ar fi fain de tot. Dacă ar fost așa, xn egal cu 2 pe 7, 2 pe 11, x indice n minus 1. Dacă ar fost așa, dacă, știi ce fel de șir este așezat în care se obține fiecare din cel de față mulțit cu număr? Este un șir în progresie geometrică. Da? Exemplu. Deci șir în progresie geometrică. Deci aș avea un șir în progresie geometrică. Adică, exemplu de șir. Bună, dacă luăm rația Q egal cu 3 și A1 egal cu 2, atunci șirul ar fi așa. Deci A1 ar începe 2, apoi 2 ori 3, 6, cel din față mulțit cu 3, da? Apoi 3 ori 6, 18. 18 ori 3, 54 și mai departe. Deci fiecare se obțin din cel din față mulțit cu rația. La noi rația ar fi 2 pe 11. Da. Ar fi foarte simplu. Dar se mai adună și 3 pe 7. Dar ne încurcă 3 pe 7 asta. Și atunci să facem o translație încât să ne ducem spre un șir care să fie în progresie geometrică. Adică o să notăm pe XM egal cu YN plus un T. XN egal cu YN plus un T. Și pe T-ul să-l găsim cu gândul să anulăm termenul liber. Dacă XN arată așa, XN minus 1 cât așa arată? XN minus 1, X indice N minus 1. Egal cu YN minus 1. Egal cu YN minus 1 plus T. Și recurența ar deveni în condițiile astea. În loc de X se pun YN, YN plus T. De acord? Da. YN plus T egal cu 2 pe 11 ori XN minus 1, adică pe lângă YN minus 1 plus T și plus 3 pe 7. E bine, da? Da. Echivalent, poate zice așa.
y e plus t egal cu 2 pe 11 y indice n minus 1 plus 2 pe 11 t plus 3 pe 7. Și anulez pe să-l fac 0. Ca să nu rămâne progresie geometrică în y. Și de aici găsesc că 2 pe 11 t plus 3 pe 7 egal cu 0. Ceea ce înseamnă că t egal cu minus 3 pe 7 înmulțit cu 11 pe 2. Adică t ar fi egal, ia să scriu aici cât am, minus 33 supra 14. Și iată, îl am pe t. Și cum arată acum șirul în Y-n, după mișcarea asta? Mi-arată așa. A, nu, am greșit aici. Trebuie să lupi T-ul ăsta în stânga. În dreapta. În dreapta, pardon. Deci a. Trebuia 2 pe 11 T minus T. Și atunci ar fi fost, aduc la aceeași viitor, bine, 2 T minus. Descalteam pe T în factor. T pe lângă 2 minus 11, totul pe 11, așa? Și ar fi fost t pe, minus t pe lângă 9 pe 11 plus 3 pe 7 egal cu 0. Adică t ori 9 pe 11 egal cu minus t ori 9 pe 11 egal cu minus 3 pe 7. De unde t ar fi fost egal cu 3 pe 7 ori 11 pe 9. Și egal cu 33 pe 7 ori 9. Am 3 cu 9 se simplifică. 11 pe 21. 11 pe 21. Adică nu minus 33, cum a zis aici. Da. T-ul egal cu 11 pe 21. Și după mișcarea asta, cum arată relația? Apare așa, că y egal cu 2 pe 11 y egal cu 2 pe 11 y minus 1. Y indice y minus 1. Și așa asta este o progresie geometrică. Iar forma termenului general y de aici Y-n egal cu Y-1 ori rația 2 pe 11 la puterea Y-1. Asta nu-ți mai amintești. Hai să spun cum vine. De la faptul că Y-n egal cu, să iau un model mai sau îl iau așa, 2 pe 11, las chiar pe ăsta, 2 supra 11 ori y minus 1. Hai să zicem pentru el egal cu 2. Ce devine asta pentru el egal cu 2? y2 egal cu 2 pe 11 ori y1. Pentru el egal cu 3, ce devine? y3 egal cu 2 pe 11 ori y2. Egal mai departe, că bine le știm. 2 pe 11 ori 2 pe 11 ori y1, adică egal cu 2 pe 11 la pătrat ori y1. Da? Uite, când e 3, la pătrat ori y1. Când e n, dacă continui, la n minus 1 ori y1. Da? E, și acum acum, mă întorc cine era Y-n. Y-n a fost notat de noi ca fiind Xn minus T. Deci, din relația asta, Xn egal cu Y-n plus T, mă întorc și că Y-n egal cu Xn minus T, da? Da. Și zic, Xn minus T egal cu Y-1. Dar Y1 este X1 minus T. Egal cu X1
și pe x1 îl știu. Minus 2. De acord? Da. Minus 2. Minus t. Nu așa? Minus t ori 2 pe 11 la puterea n minus 1. Echivalent cu xn minus t, dar t îl știu. Deci minus 11 pe 21 egal cu minus 2 minus 11 pe 21 ori 2 pe 11 la puterea n minus 1. Ce ți-ar însemna echivalent? Că xn minus 11 pe 21 xn minus 11 pe 21 egal cu minus 42 minus 11 supra 21 ori 2 pe la puterea n minus 1. Ce înseamnă să mai echivalent cu adică x, deci xn egal cu pădu pe 11 pe 21 în dreapta 11 pe 21 plus minus este de fapt minus 53 pe 21 ori 2 pe 11 la puterea minus 1. Și l-am găsit pe xn. Deci expresia lui xn e asta. Xn egal cu, am să zic mai întâi, minus 53 pe 21 ori 2 pe 11 la puterea n minus 1 și plus 11 pe 21. Așa arată XR. Și am găsit forma termenului general. Da? Forma termenului general. Din dată ce am găsit forma termenului general, dar acum monotonia și mărginea este treabă simplă. Constatăm cum este XR față de XR plus 1, următorul termen. Eu am întrebare. Dacă eu nu mă gândeam să spun pe XN ca Y plus T, era o chestie, că era, cum să zic, era ca un șir, o chestie și puneam o bară și le adunam și după o mulțeam la fiecare cu... Nu, dar întâi și întâi trebuia să scap din 3 pe 7 asta. Deci dacă nu scap, în momentul în care e progresie geometrică, atunci este așa ce spui tu. Când mulțești cu Q-ul ăla și găsești forma termenului general de acolo. Adică o găsești pe asta care ți-am dat Y1, da. 2 pe 11 la N minus 1. De acolo venea. Dar fără să scapi de 3 pe 7, nu te poți mișca. Deci trebuie să faci translația asta. Da. Când, după ce ai înlocuit pe Xn egal cu Yn plus T și ai lucrat și cu gândul ca să-ți rămâne progresie geometrică, ai văzut, anulezi expresia din coadă de acolo, de la sfârșit. Da. Și aceea îți dă pe T. Și T-ul nou, deodată, nu știu, mai am uitat aici. T-ul... Ne-a dat... Minus 11 pe 21. E, ăla, odată găsit, te face ca, îți dă libertatea să gândești șirul YN ca o progresie geometrică. Și acolo este ceea ce spuneai tu că obții. De mulțim pe fiecare, găsești pe cea din urmă, se reduc acolo. E raportul același, face produsul respectiv. O să mai insistăm. Sigur este că acest XN, așa cum l-am găsit noi, dacă l-am găsit până la un calcul, XN ăsta, dacă înlocuim aici XN minus 1, așa, și facem calculul, verifică. Deci un șir poate fi dat fie sub forma termenului general, ți-l dă cum este aici, și toți termenii dă lui N valori, găsesc toți termenii șirului, fie să-l dai sub formă de recurență, cu asta, recurență lineară de ordin întâi, da? Să recurență lineară de ordin întâi, cu x1 dat, și atunci termenii curg frumos. Repet, xn odată găsit, treaba e rezolvată. Monotonie și mărginea e problemă simplă. Faci x indice n plus 1, nu?
Și știi ce se face? În loc de nă pui nă plus una, zice bine totul la puterea nă și compar pe cele două, se duce 21 pe 21 și în stânga și în dreapta scap de el și vezi care este mai mare acolo. Prin scădere, ce îți dai seama repede ce se întâmplă. Dacă e crescător sau descrescător. Și dacă e crescător, dacă e de la X1 până la limita sa, nu? Iar dacă e descrescător, pleacă de la X1 până la limita sa în partea stângă. Și așa știi și minorantul și majorantul, depinde de situație. Deci aceste două ieșiți, atât le putem face în seara asta. Rămâne să mai vedem, poate să mâine, dacă găsesc timp, mă sun în cursul zilei și să ne putem găsi. Noaptea stăm mai și obosiți, suntem, nu e o soluție, da? Eu, dacă găsesc timp, te anunț, am și numărul tău de telefon și o să te anunț să lucrăm și mâine. Că este de lucru. Sunt ieșiți de un anumit grad de dificultate care presupun înțelegerea bine, că deci, înțelegerea corectă a ieșiții. Dacă altfel o braburim așa acolo și dăm pe albul negru peste verde, n-am făcut nimic. Deci e lucru important să înțelegem. Așadar, hai să facem sinteza. Să ne uităm și ce a făcut Cosmin, că e important să vedem complet toate lucrurile așa. Operații cu matrici. Deci, matrici. Operații cu matrici, nu? Da. Matrici. Virgulă, operații. Să pun și virgulă pe rații. Cu matrici. 1. 2. Determinanți. Fășa determinant. Determinanți. La operații matrici aș detalia ce am făcut aici. Adunarea. Adunare, înmulțire, înmulțirea cu un scalar. Da. Da. Înmulțirea cu un scalar. Cu un număr, de fapt asta înseamnă, da? Înmulțirea cu un scalar. Determinanți, nanți, da. Și aici, determinanți de ordin 2 și de ordin 3. Da. Da? Determinanți de ordin 2 și de ordin 3. Proprietățile determinanților, că am făcut și cu 0 ori, parcă. Da. Da? Proprietățile 3. Determinanților. Apoi am început eu cu definiția epsilon. Așa. 4. Definiția convergenței. Definiția convergenței unui șir folosind definiția cu epsilon. Sau, nu definiția. Convergența unui șir folosind definiția cu epsilon, da? Convergența unui șir folosind definiția cu epsilon. Și acum, termenul general. Șiruri recurente, nu? Da. Șiruri. Moduri de a indica un șir. Cam asta am atacat. Moduri de a indica un șir. Adică forma termenului general recurențe care sunt și ele
liniare, neliniare, da? Curențe liniare, de ordine 1, de ordine 2, de ordine superior. De curențe mai simple, nu au fost așa, care am încercat eu să ducem la o recurență, la o progresie geometrică, da? Recurență liniară de ordinul 1. Așa. Și aici aș mai adăuga 6. Monotonie mărginire. Da. Monotonie. Mărginire. Lucru care trebuie să mai insistăm. Acum, la conveniența cu epsilon, acolo a fost treabă destul de interesantă, că m-a dus la funcții de gradul 2, semnul pe acolo, mai multe lucruri. Dar, ca idee, aceste lucruri, dacă sunt scrise acolo, putem să atragem atenția asupra și să le spunem, să le spunem prietenilor noștri să dea like și share. Da? Asta e lucru important. La tine, Cosmin, ai văzut ce-a spus. El a spus-o pe față. La tine să știe deja, nu cred că vreun coleg din clasă nu știe că tu vii la profume. Toți știu. Atât timp cât te-au văzut pe film, n-au cum să nu știi asta. Inclusiv profesorul tău, da? Bine. La revedere, dragilor. Ne oprim aici.